Voi începe cu o rețetă de lapte vegetal, un lapte de caju, care este foarte ușor de făcut. Rețeta o găsiți, bineînțeles, în aplicația MyTefal. Singura diferență este că eu am omis salunele de pădure și am pus doar caju. În aplicație veți găsi modul de preparare pas cu pas și programele de care aveți nevoie pentru fiecare preparat în parte. Voi pune cajuul în vas. Voi selecta acum funcția de blend pentru 20 de secunde. Voi adăuga apoi apa. Am aici un litru de apă, și o lingură cu miere dacă doriți ca laptele să fie dulce. Voi selecta acum funcția de smoothie și voi lăsa blenderul să-și facă treaba. Laptele vegetal este gata iar dacă doriți, îi mai puteți adăuga puțină vanilie și tot opțional îl puteți și strecura. După cum ați putut observa, laptele este fin, cremos și nu are nicio bucată de caju rămas. Perfect pentru orice fel de preparate în care aveți nevoie de un lapte vegetal.